Odată cu deschiderea noului an universitar, complexul de natație și kinetoterapie al Universității Ștefan cel Mare din Suceava a fost redeschis, după ce au fost făcute câteva investiții importante pentru funcționarea acestuia. Complexul de natație va fi deschis atât pentru studenți, cât și pentru vizitatorii din afara Universității Sucevene. În perioada verii s-au făcut câteva investiții în vederea funcționării optime a bazinului. A fost schimbată instalația de clorurare a apei. A fost înlocuit cazanul de încălzire al apei în bazin. Au fost înlocuite filtrele de la instalația de climatizare. Au fost chituite rosturile bazinului, făcându-se curățenie generală. În acest context au fost modificate prețurile pentru accesul la bazin. Pentru persoanele din afara universității interesate de not, prețul este de 35 de lei pe oră, iar pentru un abonament de 8 ore vor plăti 250 de lei. Un abonament de 16 ore pentru un not agrement va costa 380 de lei, iar închirierea unui culoar de bazin cu instructor pentru o oră costă acum 200 de lei. Pentru studenți, elevi și personalul USV, tariful este de 25 de lei pe oră. Studenții având prețuri preferențiale pentru abonamentele de 8 sau 16 ore, de 120 și 200 de lei per abonament. Elevii și personalul USV au reduceri pentru aceste două tipuri de abonamente, 170 și 260 de lei de abonament. Totodată, o oră de saună în regim de minim două persoane va costa 90 de lei. Programul orelor de agrement rămâne neschimbat, între orele 6 și 8, între 12 și 14 și 20 și 22.